Bună ziua și bun găsit la Market Briefing. Numele meu este Puiu Radu. Înainte de a începe discuția noastră, trebuie să facem referire la aspectele riscante pe care le presupun investițiile în active financiare. Astfel, trebuie să menționăm faptul că prezentarea este într-o manieră generală. Aspectele discutate nu reprezintă recomandări de tranzacționare. Instrumentele financiare implică riscuri, iar utilizarea efectului de levier majorează aceste riscuri. În plus, performanțele din trecut nu reprezintă niciun fel de garanție pentru rezultatele viitoare. Situația din piețele de capital tind să se îmbunătățească ușor, cel puțin la începutul sesiunii de astăzi. Această evoluție ar putea fi un răspuns normal a deprecierii suferite ieri în urma îngrijorărilor legate de epidemia din China și de situația de acolo. În continuare, investitorii sunt interesați și sunt în priză cu privire la evoluțiile și modul în care situația decurge în acea zonă, dar nu numai, dar în același timp tind să aibă o atitudine ușor mai prudentă și cumva pare ca mare parte din îngrijorările de până acum legate de o posibilă accentuare a situației să fi fost deja incluse în preț, întrucât am văzut deprecieri semnificative la nivelul celor mai importanți indici, dar nu numai, și la nivelul altor active considerate mai riscante. În acest context vedem că de joi și până la minimul atins ieri, US 500 a pierdut peste 3 puncte procentuale. Acest lucru tinde să ne susțină ipoteza în care mare parte din depreciere a fost și din pesimism a fost deja inclus în preț, iar de acum este posibil să vedem o atitudine mai prudentă și cumva mai care să aștepte argumente înainte de a lua o decizie. Sesiunea de ieri s-a încheiat cu o ușoară revenire și o testare a nivelului de rezistență de la 3254 de puncte, dar această testare nu a fost una reușită și a urmat rapid un ricoșeu undeva până în zona 3238 de dolari. Ulterior, vedem un ușor gap ascendent la deschiderea de astăzi, care a dus prețul deasupra pragului 3244 de dolari. În următoarele ore au avut loc o spargere a acestei zone menționate anterior, care părea inițial să indice o tendință de revenire și părea să ofere un semnal pozitiv pentru cumpărători. Totuși, situația vedem că s-a inversat rapid, iar prețul în acest moment testează din nou această zonă de interes, dar în acest moment din calitate de suport. Astfel, tindem să credem că pe termen scurt, în următoarea perioadă, acest prag de la 3254 de puncte este posibil să aibă o importanță crescută pentru cumpărători, întrucât vedem o agitație și destul de multe reacții de preț la acest nivel, care tind să-i ofere un rol mai important în direcția viitoare a prețului. Prin urmare, trebuie să urmărim modul în care cotația va evolua la acest nivel și în momentul în care vom vedea, dacă vom vedea o spargere clară, fie descendentă, fie ascendentă, dar care să fie confirmată, este posibil să vedem o extindere a mișcării respective în direcția indicată de spargere. Și pe piața din Europa, situația este asemănătoare. La fel,
pesimismul din piețe s-a transpus și la nivelul DAX-ului, care vedem că a pierdut aproximativ la fel de mult ca și US 500. La fel, la deschiderea de astăzi am văzut o ușoară tendință de creștere și o spargere a nivelului de rezistență de la 13.258 de puncte. Ulterior a avut loc o nouă corecție și o revenire undeva până în zona 13.210 puncte. Prin urmare, la nivelul DAX vedem o tendință corectivă mai accentuată și o stare de pesimism mai mare. În acest moment, prețul pare să se îndrepte în jos și ar putea testa nivelul de suport de la 13.172 de dolari, care vedem că a oferit susținere cumpărătorilor în ultima perioadă. Vorbim despre 7 ianuarie, dar și despre 2 ianuarie și la sfârșitul anului trecut, pe 19 decembrie, când a avut loc o spargere falsă, prețul preluând trendul ascendent și revenind la valori mai crescute. În acest context, ar putea să se dovedească un nivel important, un nivel de interes și care merită urmărit pe termen scurt. Rezistență 13.258 de puncte, dar în acest moment rămâne de văzut dacă argumentele sunt destul de argumentele pozitive sunt prezente în piață pentru a susține o astfel de mișcare. În acest moment, subiectul predominant este cel legat de coronavirus, iar detaliile nu sunt întocmai îmbucurătoare. Vorbim despre creșterea numărului de victime, care a atins pragul de 106, iar în ceea ce privește numărul de cazuri confirmate, acestea au depășit 4.500. Prin urmare, vedem în continuare că această epidemie pare să se răspândească destul de rapid. Iar mai mult, problema ar putea fi faptul că sunt confirmate cazuri în tot mai multe state. Ultimul stat european care a confirmat un astfel de scenariu a fost Germania, unde s-a identificat o persoană care era suspectă de acest virus. Până acum, cel puțin în SUA, s-a determinat faptul că acesta nu se transmite de la om la om, prin urmare probabilitatea de extindere și nivelul de rapiditate cu care s-a extins cel puțin în China ar putea să iasă din discuție, iar situația ar putea să fie ținută sub control și să fie gestionată mai ușor. UK 100 nu traversează o perioadă bună, la fel ca și restul indicilor importanți. Săptămâna trecută optimismul era prezent în piețe, iar investitorii păreau destul de entuziaști, dar apetitul pentru risc scăzut, care a fost o urmare a acestei evoluții de pe plan mondial, a afectat situația, iar prețul a ajuns în zona 7.350 de dolari. Mișcare care a fost cea mai mare parte s-a dezvoltat în timpul sesiunii de ieri. Ulterior a avut loc o ușoară revenire, iar prețul pare să se fi stabilizat undeva în canalul 7.351-7.373 de dolari, iar în această dimineață inițial a avut loc o testare a limitei superioare a canalului, dar
ulterior vedem un ricoșeu ce a readus prețul undeva în zona mediană acestuia. La fel ca și în cazurile anterioare, situația rămâne de urmărit, iar pe termen scurt, principalul motor al piețelor este situația legată de coronavirus și modul în care acest scenariu se va dezvolta. Întrucât dacă evoluțiile vor fi unele constructive și se va determina că nu este atât de grav pe cât s-ar putea aștepta, este posibil să vedem un imbold de entuziasm la nivelul piețelor care să readucă prețurile la niveluri mai ridicate. Dar în acest moment, incertitudinea este cea care a determinat toate aceste deprecieri ample și care afectează cel mai mult investitorii, întrucât aceștia nu știu la ce să se aștepte. Nu știu dacă va fi un caz sever, cum a fost cel din 2003, care va avea un impact masiv asupra economiei Chinei, dar și asupra economiei la nivel agregat în zona Asiei de Est sau chiar la nivel global, sau dacă va fi doar un caz izolat și care nu va avea efecte atât de ample la nivel global. Prin urmare, trebuie de reținut faptul că așteptările și determinate de un grad ridicat de incertitudine afectează cel mai mult prețurile și determină astfel de mișcări ample, fie ele descendente, fie ele ascendente. În continuare vom discuta despre piețe valutare și vom începe cu EURUSD. EURUSD care pare să-și fi găsit o zonă de suport la pragul de 1.10.131. În ultima perioadă s-a văzut o tendință clară de depreciere după trendul ascendent care s-a dezvoltat până pe 16 ianuarie. Ulterior, odată cu redresarea dolarului american și cu o perioadă foarte bună pentru acesta, perioadă care a fost favorizată de date macroeconomice bune din economia americană, a determinat o corecție și o perioadă descendentă destul de amplă pentru EURUSD, care vedem că a dus cotația din zona 11.673 până în zona 1.10.131. Totuși, situația pare să se fi stabilizat, iar acest nivel pare să aibă o importanță mai mare pentru cumpărători, iar acest lucru ar putea să ofere indicii cu privire la evoluția viitoare. Euro este afectat în prima parte de această atitudine mai puțin riscantă a investitorilor care se orientează către active considerate mai sigure, iar în acest context moneda unică europeană nu se încadrează monedelor mai stabile. Prin urmare, este din start probabil să resimtă o presiune descendentă. Pe lângă asta, după cum spuneam, dolarul puternic a pus presiune asupra cotației și a dus prețul către valori mai scăzute. Deși la prima vedere
aceste valori și această tendință a dolarului de a fi puternic nu este întocmai justificată nu este întocmai justificată pentru că în ultima perioadă am văzut semnale de oboseală ale economiei și cumva rezultate mixte. În continuare vedem o cerere puternică pentru moneda americană care ar putea fi justificată de o tendință de stabilitate, întrucât investitorii doresc ca în momente ca acesta de neliniște, de incertitudine, să dețină active mai stabile, active a căror valoare nu fluctuează atât de mult. Iar dolarul american este cunoscut drept un astfel de activ. La fel, situația actuală și această pauză în zona 10.131 ne-ar putea indica o perioadă de reevaluare, o perioadă de așteptare a investitorilor care doresc să vadă modul în care situația va fi gestionată și modul în care aceasta va evolua. Întrucât vedem că tot mai multe instituții, dar și autoritățile tot mai multor state încep să ia măsuri și să se implice în combaterea acestei epidemii și în încercarea de a o izola cât mai mult pentru a nu se extinde la nivel extins. Astfel am putea vedea o ușoară tendință laterală în zona 10.131-10.409, dar trebuie să ținem cont că dolarul ar putea să fie susținut de calendarul de astăzi. Prin urmare, orice analiză pe care o facem la nivelul perechilor valutare în care face dolarul american ar trebui să aibă în vedere evenimentele de astăzi din SUA. GBP/USD a avut o evoluție destul de contrastantă, am putea spune. În timpul săptămânii anterioare am văzut o tendință de creștere și o apreciere clară a lirei sterline, dar această apreciere a fost pierdută odată cu atitudinea pesimistă la nivelul piețelor. Totuși, spre deosebire de alte cotații, corecția nu a fost atât de amplă. Vorbim despre o pierdere mult mai temperată și o revenire a perechii GBP/USD către pragul de la 1.30. În acest moment vedem o testare și o încercare de spargere a nivelului de la 1.30-111, care este în vecinătatea nivelului psihologic menționat anterior. Lira sterlină a fost influențată și de comentariile premierului Johnson, care a spus că pentru a încerca să grăbească negocierile și discuțiile cu oficialii americani și oficialii europeni în vederea încheierii unor acorduri comerciale, Marea Britanie ar putea să introducă taxe vamale anumitor produse. În acest context destul de neliniștit și de agitat, un astfel de comentariu poate să pună și mai multă presiune pe liră, lucru care vedem că s-a și întâmplat. Iar în acest moment, după cum spuneam, vedem o tendință descendentă clară asupra monedei britanice. În timpul sesiunii de astăzi, după cum spuneam, urmează date interesante. Vorbim despre vânzările realizate pentru luna ianuarie din economia britanică, care ar putea să ofere ușoară susținere lirei sterline în prima parte a zilei, dar în a doua parte trebuie să ținem cont de valul de evenimente macroeconomice importante pentru dolarul american. Vorbim despre comenzile de bunuri de folosință îndelungată, unde se așteaptă o îmbunătățire,
vorbim despre valorile pentru luna decembrie, dar și indicele pentru încrederea consumatorilor CB pentru luna ianuarie, unde la fel se așteaptă un ușor avans. Pe lângă asta, astăzi va începe întâlnirea Fed, care se va extinde pe 2 zile, iar investitorii vor mai mult ca sigur vor urmări situația de acolo. În ciuda faptului că nu se așteaptă o modificare a ratei de dobândă, rămâne de văzut atitudinea pe care bancherii centrali o vor avea și modul în care aceștia își vor prezenta perspectivele pentru viitorul apropiat, întrucât interesul se concentrează asupra momentului în care banca centrală va opri sau va începe inițial să reducă acea nouă variantă a programului de relaxare fiscală, a programului QE, deși oficialii au declarat că acela nu este un program QE, este o variantă ușor modificată. Iar în acest context, investitorii sunt interesați întrucât oprirea stimulentelor și întreruperea acestor ajutoare ar putea să pună presiune asupra economiei și să producă anumite dezechilibre. Lucru care, desigur, poate avea urmări semnificative asupra pieței de capital, dar și asupra economiei la nivel global. USD-JPY și-a continuat deprecierea în timpul sesiunii de vineri și a atins un minim undeva în zona 108-806. Ieri a avut loc o mișcare destul de agitată, iar cumpărătorii și vânzătorii s-au aflat într-o și-au disputat supremația cu privire la acest curs valutar. Astfel am văzut mai multe încercări de creștere urmate de corecții la fel de ample, care pare să ne indice o ușoară tendință de evoluție laterală, undeva în zona 108-806 limită inferioară, 109-090 limită superioară. În contextul actual, după cum spuneam anterior, ținând cont de această perioadă de așteptare, am putea vedea o extindere a acestei tendințe și o continuare a trendului. În ultima parte a discuției vom aborda piața de mărfuri. Și vom începe cu petrolul. Petrolul este unul dintre activele care au fost cel mai afectate de evoluția coronavirusului și de extinderea acestuia. Perspectivele legate de o posibilă presiune descendentă asupra cererii cauzate de o reducere a activității de transport și a cererii de transport și a călătorilor în zona Asia-Pacific, dar nu numai, și la nivel global, a dus prețul către nivelul de suport de la 52-63 de dolari per baril. Ulterior, în timpul sesiunii de ieri a avut loc o ușoară revenire, iar prețul a reușit să păstreze această barieră și să o protejeze. În acest moment vedem o tendință laterală, dar care evoluează în limita în jumătatea inferioară a canalului 52-63-53-69. Perspectivele nu sunt îmbucurătoare, întrucât vedem tot mai multe măsuri luate de autorități care
fie interzic călătoriile sau anumite sau izolează anumite zone, vorbim despre cazurile din China, fie interzic și anulează toate excursiile în grup. La această situație a avut loc în China, iar toate aceste măsuri afectează semnificativ și au un impact semnificativ asupra sectorului de turism local, dar și la nivel regional. De ce la nivel regional? Pentru că populația chineză în ultima perioadă a arătat un apetit foarte ridicat pentru călătorie, iar acest lucru s-a văzut și a impulsionat acest sector în statele apropiate, dar nu numai, și în statele europene. Printre cele mai influențate țări de deciziile acestea de interzicere a călătorilor se numără Singapore, unde o pondere foarte mare a turiștilor provin din China, dar și alte zone precum Thailanda, Japonia sau Coreea de Sud, care ar putea resimți un impact la nivelul a acestor sectoare. În plus, și companiile aeriene suferă și înregistrează scăderi la nivelul prețurilor acțiunilor, iar acest lucru pune și mai multă presiune descendentă asupra pieței de petrol. Un comentariu recent din partea unui oficial saudit a indicat o ușoară tendință de optimism cu privire la coronavirus, care, conform acestuia, va fi gestionat și extinderea sa va reuși să fie ținut sub control. Totuși, perspectivele nu sunt atât de roz în acest moment, iar chiar dacă acest scenariu se va materializa, iar situația va fi ținută sub control, în continuare petrolul ar putea să resimtă urmările acestui eveniment și urmările acestei perioade. Astfel, este posibil să vedem în continuare materia primă la aceste niveluri reduse, la niveluri joase, care nu au mai fost atinse din luna noiembrie. Atunci prețul testa această zonă de suport. Vorbim despre două zone de interes, 52.04 și mai jos 51.05, care a reprezentat minimul din luna august și până în prezent. Prin urmare, vedem că ne aflăm în apropierea unor niveluri de interes pentru investitori care ar putea să își pună cuvântul asupra mișcării viitoare a prețului. După cum spuneam, în continuare, perspectivele nu sunt întocmai îmbucurătoare. Astăzi se vor publica datele API cu privire la stocurile de petrol, dar este posibil ca acestea să fie puse pe plan secund și să fie ignorate, lucru pe care l-am văzut și săptămâna trecută, când după publicarea acestui raport nu am văzut mișcări importante la nivelul prețului. Aurul este unul dintre activele care a beneficiat de această tendință de reorientare a investitorilor către
către active mai sigure și am văzut o creștere impresionantă în timpul căreia prețul a revenit deasupra liniei ascendente de trend. Totuși, vedem că impulsul și entuziasmul cumpărătorilor pare să dea semne de oboseală și pare să întâmpine dificultăți în zona nivelului de rezistență de la 1582,5 dolari per uncie. Această zonă este și mai importantă dacă ținem cont de faptul că în acest moment prețul, dacă extindem această linie ascendentă de trend, vedem că prețul a scăzut din nou sub tendința pe termen mediu. Prin urmare, trendul ar putea fi pus la îndoială. Prețul rămâne în continuare deasupra mediei mobile exponențiale de 50 de perioade, iar acest lucru reprezintă, cel puțin pe termen scurt, un argument pozitiv pentru cumpărători. Totuși, rămâne de văzut modul în care prețul reacționează și dacă această barieră va rezista, întrucât dacă va avea loc o respingere, cel puțin pe termen scurt, optimismul cumpărătorilor s-ar putea reduce și am putea vedea o ușoară tendință laterală sau chiar o ușoară tendință de corecție. Mai ales într-un context în care situația coronavirusului va fi una sub control și iar perspectivele vor fi mult mai constructive. După cum spuneam, calendarul ne aduce date interesante, iar cel mai important eveniment, ședința Fed, care are loc astăzi și mâine și care poate să determine mișcări semnificative asupra perechilor valutare din care face parte dolarul american. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi bună în continuare și o săptămână excelentă. Mulțumesc, la revedere!